species. Sau pe Iuda, cântând această cântare. Și apoi să-l vândă pe Domn. Frați și surori, cred că suntem înaintea lui Dumnezeu. Este El fericirea mea? Este El fericirea ta? Când te-ai bucurat de El? Nu de ce ți-o dat? De El. Că noi de multe ori, nu vă supărați, vreau să vorbesc din psalmul care s-o citit. Mai știți care e psalmul deschis? Cuvântul Domnului atunci când am început slujba. 46. Domnul să ne binecuvânteze. De multe ori noi venim înaintea lui Dumnezeu și indirect avem Scriptura care ne spune să nu ne îngrijorăm de nimic și în orice lucru să aducem la cunoștința lui Dumnezeu rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și venim înaintea lui Dumnezeu și începem să-i spunem Domnului, soția câteodată face un, așa, o listă de cumpărături. Aia o cumperi de acolo, aia o cumperi de acolo și cam așa facem noi cu Dumnezeu. Poate dumneavoastră nu faceți. Și ca să fie și mai credibil, zicem, și mai, să fim mai siguri că suntem ascultați, toate acestea le-am cerut în numele Domnului Iisus. Amin. Și apoi credem că ne-am rugat și că am rezolvat problema. Vreau să vă spun ceva. Dacă El este fericirea noastră, n-ar trebui să stăm mai mult cu El? Când v-ați rugat ultima dată în care să nu-i cereți Domnului nimic? Nimic. Numai să-i mulțumim. Nu pentru ce ne-o dat, deși avem multe să-i mulțumim. Doamne, mulțumesc pentru ceea ce ești. Aleluia. Mulțumesc pentru că te-ai îndurat de mine. Mulțumesc că m-ai căutat în lumea aceasta. Slavă ție, Doamne. Mulțumesc că te-ai descoperit. Mulțumesc că te-ai plecat și acolo în groapă, Doamne, nimeni nu a avut milă, nimeni nu m-a căutat. Tu ai venit și te-ai îndurat de mine, ți-ai închis mâna. Și m-ai scos. Îți mulțumesc pentru bunătatea care ai arătat-o față de mine, pentru îndurarea care ai arătat-o. Îți mulțumesc, Doamne, pentru îndelunga ta răbdare care ai dovedit-o până în clipele de față, față de mine. Amin. Mulțumesc, Doamne, că sunt într-un loc unde numele Tău poate să fie înălțat și unde ne mai vorbești prin cântare, prin descoperire, prin cuvânt. Doamne, îți mulțumesc că Tu ești. Aleluia. Dar ce este pentru tine, Domnul? Core spunea, Dumnezeu este adăpost. La cine mergem când suntem în primejdie? Unde vrem să ne adăpostim? Unde alergăm? Ce ne spune lăuntrul nostru? Încotro? La cine să alergăm? Au fost momente în viață în care n-am știut ce să fac. Au fost momente în care am fost lăsat singur. Au fost momente în care am fost părăsit de oameni. Au fost momente în care n-am putut să spun nimic soției ca să nu o clape. Dar am mers la El. Și El a avut răbdare. M-a ascultat. Și niciodată nu m-a lăsat fără ceva. Au fost momente în care mi-au zis, din cauza ta s-a întâmplat. Au fost momente în care m-au ridicat și au zis, vezi unde ai ajutat, Doamne. Îți place? Nu-mi place. Dar ce ai de gând să fac? Doamne, vreau să umblu cu Tine. Ajută-ne, Doamne. În seara aceasta suntem aici nu că am meritat, nu că am fost mai bun, Aleluia. Ci pentru că Domnul Aleluia. În bunătatea Lui Aleluia. Are în vedere să te facă și să mă facă să înțelegem că El este adăpostul și sprijinul nostru. Aleluia. Un ajutor care nu lipsește niciodată din pretenții, din mofturi, din nevoi, mările Lui. Aleluia. Și Dumnezeu este acela care nu lipsește niciodată din nevoi. Știți de ce? Că suntem mai Lui, suntem în evidența Lui, suntem copiii Lui și El în primul rând e interesat nu de fericirea noastră pământească, ci El este interesat de fericirea noastră veșnică. Aleluia. Și scopul lui Dumnezeu nu ca să ne facă bine în sens firesc, ci să ne facă asemenea Domnului Iisus, mărire Lui. Și pentru că El este acela care a hotărât, El este acela care a făcut alegere înainte de întemeierea lumii, în care nu a ales unii pentru ea și alții pentru Rai. Nu. El a ales oameni ca să fie asemenea Domnului Iisus, mărire Lui. Aleluia.
Amin. Și apoi la împlinirea vremilor l-a trimis pe Domnul Iisus ca să ne câștige pentru planul Lui, pentru hotărârea Lui. Și mulțumim din toată inima că ne-a ales. Credeți că sunteți ales? Aleluia! De unde știți? Că suntem în adunare? Că suntem într-un registru de biserică? Că ne-am botezat? Că Domnul s-a îndurat de noi, ne-a botezat cu Duhul Sfânt? Că slujim ceva? Care este mărturia care o avem din partea lui Dumnezeu în noi? Vreau să vă spun ceva. Ultima perioadă m-am frământat mult și am cugetat la Cuvântul lui Dumnezeu mai mult. Și mi-am dat seama că nu e suficient ca omul să fie născut din nou. E necesar, că Domnul a spus. Cine nu e născut din nou, nu poate nici să vadă, nici să intre. Și eu zic, slăviți să fie Domnul. Și mi-am dat seama, la un moment dat, că spune Apostolul Pavel că dacă un om născut din nou, Romani 8 cu 12 și 13 și apoi cu 14, dacă un om e născut din nou, dacă umblă călăuzit de firea pământească, spune, așadar, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să mai trăim după îndemnurile ei. Da? Dacă trăiți după îndemnurile firii, știți cum îi spune Pavel? La unii care au fost născuți din nou, la unii care au fost sfințiți, la unii care locuia Duhul lui Dumnezeu în adevăr, poate un om botezat de Domnul, că aveți eu ăsta e născut numai din nou, poate un om botezat de Domnul să fie înșelat? Galateni, Pavel spune către Galateni, o Galateni nechipzuiți, cineva fermecat, cineva vrăjit. Voi care ați primit Duhul, prin ce ați primit? Prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Prin ce au primit? Adică Pavel știa că ăștia au primit cu adevărat Duhul Sfânt. Și Domnul spune, măi, cu voi s-a întâmplat ceva. Și mi-am dat seama că eu am nevoie ca să fiu plin de Duhul Sfânt în orice zi. Amin, ajută-ne, Doamne. Și văd o împotrivire din fire, văd o împotrivire din partea lumii, și văd că diavolul este împotriva lui Dumnezeu, împotriva mea, împotriva mântuirii mele. Și singura mea nădejde, știți care este Domnul, care este adăpostul, sprijinul și ajutorul care nu lipsește. Când înțelegem că depindem în totalitate de El, nu ne mai bazăm pe noi, pe capacitatea noastră, pe înțelepciune, pe pregătire, pe tot ceea ce suntem, ci baza noastră este El. Azi am stat de vorbă cu un tânăr mai mult timp, și printre altele i-am spus lucruri care le-am găsit din Scriptură. Tot ceea ce avem aici pe pământ, pe împotriva mântuirii noastre. Dacă noi nu ne aruncăm cu totul în brațele Domnului, și vă spun după Scriptură. Apostolul Pavel, la un moment dat, după ce Domnul i s-a descoperit, a făcut o socoteală, Filipeni, capitolul 3, și începe să enumere beneficiile care au avut prin nașterea fizică. Evreu, tăiat împrejur, fariseu, după neprihănirea care o dălăgea neprihănit, dar toate aceste lucruri, când le-o socotit, o zis că, măi, deoparte Hristos, deoparte lucrurile acestea, și eu zis, astea sunt pierderi pentru mine. Erau păcătoase? Nu! Erau valoroase pentru vremea aceea? Da! Dar Pavel o zis, pentru Hristos le socotesc o pierdere. Ba mai mult, le privesc? Ca să sunt ți-o dat Dumnezeu, dar să cât, da? Dacă tu cu totul nu te dai Domnului, dar nu-L proslăvește pe El, ci te scoate în evidență de tine. Dacă Domnul mi-a dat o capacitate să înțeleg Scriptura și eu nu-L scot în evidență sub călăuzirea Duhului Sfânt pe El, ci caut să-L plac oamenilor, da? Îl folosește la ceva? Nu o folosește nici dumneavoastră, nici mie, și Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne rugăm pentru toți cei ce slujesc. Amin? Amin. E mare nevoie, dar nu numai atunci când vine fratele la ambon, nu știu că sunteți în biserică, Domnul să vă binecuvânteze, să vă mulțească. Amin. Și anul acesta să umple locul acesta de slavă lui Dumnezeu. Aleluia. Dumnezeu să aibă în vedere fiecare familie, amin, să aibă în vedere părinți, copii, tineri, bătrâni, să aibă în vedere poporul, să aibă în vedere tineretul, slujitorii, și Dumnezeu să lase Duhul Sfânt aici în adunare. Aleluia. Să se ocupe de fiecare familie. Amin. Dar Dumnezeu dorește ca noi să stăm în părtășie cu El.
Și părtășia mea trebuie să fie cu Domnul în cămăruță și trebuie să fie cu Domnul împreună cu frații. Amin? Ajută-ne, Doamne! Dar eu de la părtășia care vin aduc ceva. Pot să vin de la o părtășie în aia care pui cu Domnul și să vin să vă slujesc? Da, pot. Și vă dau un exemplu. Spune cuvântul lui Dumnezeu prin Pavel în 2 Timotei, capitolul 2, ferește-te de vorbările goale și lumești, că cei ce le țin înaintează tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Adică, eu umblu unde-s multe goale și lumești. Și cred că voi știți despre ce e vorba. Media. Și unii ori poate și noi. Sau, stai de vorbă cu colegii într-un birou. Am puțin un ic. Tu nu zici nimic. Nu e nicio atitudine. Și el vorbește goale și lumești. Tu n-ai zis nimic. Nici n-ai ieșit din birou. Știi ce ai făcut? Ce am făcut? Am necinstit pe Dumnezeu. Prin asta? Da, prin asta. Și apoi vin și să vă slujesc. Și așteptați să vedeți lucrarea lui Dumnezeu. Așteptați să vină harul. Așteptați să vină îndurarea lui Dumnezeu. Frați și surori, e nevoie să ne rugăm unii pentru alții. Și e nevoie ca să ne susținem unii pentru alții. E nevoie ca toată săptămâna să vă rugați pentru frații care vă slujesc. Pentru că avem pretenții de la slujitor când se roagă să vindece Domnul, când fac ungerea să vindece Domnul, când au o problemă frații să Domnul se rezolvă prin ei, dar în rest, ce face pentru ei? Și ce face? Ne uităm cum e soția, cum e copiii, cu ce se îmbracă, ce-au făcut, cum au fost, ce-au fost, ce-au fost, ce-au fost. Asta, sau nu faceți așa ceva? Slăviți să fie Domnul. Aveți vorbire de rău aici la dumneavoastră? Aveți? Dumnezeu nu mai adă pot să-i sprijin, să știți. Că noi am ieșit de acolo. Cel ce stă sub ocrotirea celui prea înalt. Și să spunem că angolul ăsta este ocrotirea celui prea înalt. Ce este scris? Dumnezeu ne-a așezat în Domnul Iisus Hristos, mărit să fie El. N-am meritat. Ne-o smuls de acolo de unde am fost, Galateni 1 cu 4, cuvântul Domnului spune, El s-a dus jertfă, ca să ne smulgă din acest viac rău. Și ne-o strămutat în împărăția dragostei Fiului Său, adică în Hristos, mărire Lui. Și lucrul acesta l-a făcut prin naștere din nou. Domnul să fie slăvit. Și aici, dacă ascultăm de îndemnurile Duhului, nu vom împlini, citea fratele din Roman 13, da? Nu vom umbla ca să scormonim sau să trezim poftele firii pământești. Fiecare îndemn al firii este spre a trezi poftele firii pământești și poftele firii pământești trezite umblăm după lucrurile firii pământești și asta înseamnă vrăjmășie. Și asta înseamnă, dacă nu ne oprim, moarte. Moarte duhovnicească. Dar fiecare demn al Duhului este mai aproape, mai aproape, mai înstitit, mai în Hristos, mai în adevăr, mai în sfințenie. Chiar dacă e o luptă împotriva firii mele și o luptă în mine, ascultarea de Dumnezeu îmi dă slobozenie, îmi dă bucurie, îmi dă pace, îmi dă liniște și îmi dă biruință mărie Lui. Aleluia. Nu pentru că eu sunt scusit, că nu că s-a dovedit de atâtea ori, am zis, Doamne, de fiecare dată când falimentam, este că eu n-am ascultat întru totul de Tine. Dar de fiecare dată când a fost ispita și nu știam cum să ies de acolo, am strigat către El și Domnul o da biruință mărire Lui. Că El se luptă pentru noi, glorie Domnului. El este credincios. Și chiar dacă n-am fost credincios, spune Apostolul Pavel, da? El rămâne credincios, că nu se poate tăgădui singur. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aleluia! Vreau că să vă încurajez și să vă spun, cel mai sigur loc este în Domnul Iisus Hristos. Acolo este locul unde Dumnezeu ne binecuvântează. Și pentru aceasta avem nevoie ca să stăluim, avem nevoie să cerem îndurarea Domnului, avem nevoie ca Domnul să ne umple de Duhul Sfânt, să fim o pildă în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință și în curăție. Amin. Ajută-ne, Doamne. Pentru cei din jur, pentru familie, pentru frați, pentru biserică, pentru cei de afară. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți. Dar asta cere o luptă, o dezbrăcare de mine, o înnoire a Duhului minții, o îmbrăcare cu El. Și asta e una permanentă. Nu numai atunci când ne-am botezat, nu numai atunci când ne-am mărturisit și am stăruit după Duhul Sfânt. Nu numai atunci când avem nevoie de ceva, ci toate zilele vieții noastre Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și lucrul acesta se face citind cuvântul, cugetând la cuvânt și rugându-ne. Întotdeauna noi avem de ales între voia noastră și voia lui Dumnezeu.
Și dacă suntem obișnuiți să umblăm călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, întotdeauna Duhul Sfânt ne aduce prioritate cuvântul lui Dumnezeu cu privire la problema aceea. Și ne dă voința, înfăptuirea, dacă noi vrem să intrăm în ascultare de El. Fie binecuvântat numele Domnului. Domnul Iisus a zis, Duhul Sfânt când va veni, va lua din ce este al meu, vă va descoperi care e scopul. Să glorifice pe El. Doamne, ajută-ne la aceasta. Mai mult decât atât, Domnul Iisus Hristos a încheiat lucrarea desăvârșită de mântuire pe pământ, a intrat în locul acela preasfânt cu sângele Lui, ca și cum lucrarea ar fi desăvârșită, dar El nu stă așa. Și ce face Domnul Iisus? De când s-a înălțat la dreapta lui Dumnezeu și acum Evrei, capitolul 7, știți ce zice? Mijlocește necurmat, de aceea Dumnezeu poate să ne mântuiască în chip desăvârșit. Adică să ne facă asemenea Lui. Amin. Niciodată nu vom fi ca El aici. Vom fi acolo. Dar noi trebuie să trăim ca El. 1 Ioan capitolul 2, versetul 6. Cine zice că rămâne în El, trebuie să trăiască cum a trăit El. Fiecare dintre noi. Nu-i numai pentru predicator, nu-i numai pentru slujitor, nu numai pentru ce. Nu. Pentru toți care sunt în El. Sunteți în Domnul Iisus? Ajută-ne, Doamne. Deci când ai înțeles și când am înțeles că eu sunt incapabil să trăiesc așa, păi mă plec pe genul, Doamne, Tu vezi luptele, Tu vezi îndemnurile, Doamne, am nevoie de Tine, am nevoie de Duhul Sfânt, aleluia. Tu vezi bătăliile, Tu vezi atacurile, Tu vezi frământările, Tu vezi ispitele, Doamne, Tu ai miluit oricum, zi-o, Domnul vine, pentru credincios mările Lui. Aleluia. Și diavolul tocmai asta vrea ca să înșele pe om. Omul în grădina Edenului nu a avut multe lucruri de reținut. I-a dat Dumnezeu ce să facă și ce să nu facă. La ce să facă trebuia să păzească grădina, da? Să muncească grădina. Avea libertate să mănânce cât vrea, din orice pom, dar un singur lucru era interzis. Vă pun o întrebare. O reuși? Știți de ce nu o reuși? Că nu a rămas la ce a zis Dumnezeu. Și când a venit diavolul, diavolul a pus la îndoială cuvântul lui Dumnezeu. Oare a auzit Dumnezeu cu adevărat? După aceea diavolul a venit cu o minciună, hotărât că nu veți muri. Și după aceea au zis desica Dumnezeu. Adică cu alte cuvinte Dumnezeu nu vă iubește. Nu erau ei făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Ba, da. Știți eu ce s-a întâmplat cu omul când a fost înșelat de diavolul? A vrut să fie ca Dumnezeu. Acesta a fost motivul pentru care diavolul a fost aruncat jos. Și Dumnezeu, ca să ne răscumpere, s-a făcut om. Amin? Slavă Lui. O venit Domnul Iisus Hristos și de acolo de unde am căzut, ne-a recuperat mărie Lui. Aleluia. Gândește-te Dumnezeu să vină într-un trup ca al tău și al meu, ispitit în toate lucrurile, ca și noi, dar fără de păcat, și la urmă de tot, ia păcatele noastre, le ia asupra Lui, acceptă cel fără de păcat, cel neprihănit, să fie făcut păcat pentru noi, ca noi prin jertfa Lui să fim neprihănirea Lui Dumnezeu. În El, amin. Aleluia. Adică când se uită oamenii din Dumitra, când se uită oamenii din Bistrița la noi, să vadă cât e de sfânt, cât e de neprihănit Dumnezeu, se vede? Pentru asta a murit Domnul. A acceptat El binecuvântarea lui Dumnezeu, a acceptat să fie făcut blestem pentru noi, ca noi să îi fim izbăviți de orice blestem și prin credință să putem primi Duhul făgăduința care a făcut-o Dumnezeu lui Avram. Slăviți să fie Domnul. Adică în El Dumnezeu a rezolvat toate problemele noastre. Evanghelia are o veste bună. Vestea bună, știți care este? Dumnezeu, în dreptatea și în dragostea Lui, a pedepsit păcatele noastre în Domnul Iisus, fiind slăbit numele, ca noi să fim iertați și noi să fim eliberați, absolviți de consecințele veșnice ale păcatului și aici să nu mai stăpânească păcatul în viețile noastre și o zic la asta, slăbit să fie Domnul. Amin. Dar mai bine poveste Evanghelia. Cine întreabă? Îți place că am murit în locul tău? Și zic, slăbim să fie Domnul. Îți place că am acceptat să fiu păcat? Da! Doamne, știi ce? Vreau să te înlocuiești aici. Să nu mai trăiești. Vreau să trăiesc eu prin tine. Și aici începe lupta.
Majoritatea fraților cred, Domnul Iisus a murit pentru noi, pentru păcatele noastre, suntem iertați și zic slăviți să fie Domnul. Dar când e vorba să nu mai trăim noi, deja acolo e problemă. Asta e încredințarea mea, aia e încredințarea ta, aia e încredințarea noastră și parcă Domnul Iisus n-are nicio valoare în viețile noastre. Dar noi toți spunem, Domnul a murit pentru noi, să fim ai Lui. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Și trebuie să rugăm pe Dumnezeu să se dure de noi. În Evanghelia după Ioan 7:17, Domnul spune așa. Dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască dacă învățătura e de la Dumnezeu. Vrei sincer să-L cunoști pe Dumnezeu, să-ți faci voia Lui? Dumnezeu nu te lasă să fii înșelat. Dumnezeu din ceruri te-a încredințat Domnului Iisus. El când te-a răscumpărat, m-a răscumpărat, m-a încredințat Lui, m-a așezat în mâinile Lui. Mergem la cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi că câteva gânduri cu o mărturisire și mergem să ne rugăm. Uitați-mă, n-am întrebat pe fratele cât pot să vorbesc. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan. Mă gândesc că e seară de rugăciune, nici nu-i de predică, dar totuși câteva gânduri care le am pe inimă. Uitați ce spune cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 37 și 38-39. Tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine. Și pe cel ce vine la mine, nu-l voi izgoni afară. Și în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, al tăi erau, Doamne, Tu mi-ai dat. Adică omul răscumpărat, omul chemat de Dumnezeu, prin Evanghelie, este încredințat în mâna Domnului Iisus. Și uitați ce spune Domnul Iisus. Căci m-am coborât din cer ca să nu fac voia mea, ci voia celui ce m-a primit. Și voia celui ce m-a primit este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El. Oare care e cel mai în vârstă frate sau soră din adunare? Fratele Traian, cine e cel mai în vârstă aici? Care e trezeu? Da? Frate, ce vârstă are? Sora de la balcon, Domnul să vă binecuvânteze. Iertați că am 90 ceva de ani. Când Domnul vă chema la pocăință, Tatăl din cerul vă încredințat în mâna Domnului Iisus. Și-a zis așa, fiule, tu totdeauna faci voia mea. Fă în așa fel să nu se piardă. Aleluia. Fă în așa fel să nu se piardă. Și Domnul Iisus întotdeauna a făcut voia lui Dumnezeu. Care este partea mea, dacă-s luat în mâna de Domnul Iisus, să umblu cu El. Să trăiesc prin El. Cine are pe Fiul, are viața. Adică nu să cunosc despre El, nu să știu multe despre El. Să-L cunosc și să-L am în mine. Hristos în noi, în nădejdea slavei, prin Duhul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Aleluia. Fiecare umblare în ascultare de Dumnezeu. În cuvântul Domnului Efeseni, capitolul 3, versetul 14-15, în jos, Pavel spune așa. Să vă întărească Dumnezeu în omul din lăuntru, în putere, prin Duhul Sfânt, în așa fel încât Hristos în inimile voastre să locuiască prin credință, pentru ca să ajungem să cunoaștem dimensiunea iubirii lui Dumnezeu și să ajungem plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne! Aleluia. Duhul Sfânt, asta lucrează! Prin cuvânt, îl aduce pe Hristos în noi, pe noi în El, și apoi lucrează în noi caracterul Domnului Iisus, roada din Galateni 5. Dragostea, bucuria, pace, toate acestea Duhul lui Dumnezeu lucrează în noi. Și noi îi mulțumim, glorie lui Dumnezeu. Aleluia. Prin asta suntem deosebiți. Că Dumnezeu e în noi, Dumnezeu în mijlocul nostru. Mărire Lui. Glorie Lui, aleluia. Și când trăim în așa fel, noi suntem într-un război declarat pe viață și pe moarte cu diavolul, cu lumea și cu firea pământească. Dar nădejdea ne-a să știți care este. Că Dumnezeu e de partea noastră. Trăiască Domnul. Aleluia. Și El în orice vreme ia de vostrul sprijinul, ajutorul care nu lipsește niciodată în nevoie. Poate o parte dintre dumneavoastră știți și vă aș vrea să vă încurajez că ceea ce scrie Dumnezeu în cuvânt, să știi că în 2009, undeva prin noiembrie, am făcut primul infarct. La 6 luni am mers la Târgu Mureș
în mai 2010, să fac o angiografie, o romografie, că nu m-am simțit bine. Acolo mi-au spus că am o stenoză 80% aici, în zona asta. Și procedura era că trebuia să stai 24 de ore în terapie intensivă, chirurgie cardiovasculară. Și în timp ce eram pacientul lor, am făcut infarct miocardic acut. 4 ore am fost în perfuzii, mi-au dat și morfină, durere foarte mare, atunci am albit, atunci mi s-a stricat și dentatura. 4 ore și un sfert am fost în operație și dacă sunt aici, e numai durarea lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Glorie Domnului! Am ajuns din sala de operație înapoi, în terapie intensivă, am făcut și polialergie, n-am știut. Mi-a foarte rău. Mi-a pus masca de oxigen pe față. Abia respiram. Doctorii ziceau că e normal după infarctul care l-am avut, mai ales a fost al doilea, ăsta a fost destul de grav. O parte din mușchiul cardiac, ventriculul stâng s-a atrofiat. Am avut tracția de ejecție, deci capacitatea inimii de a lupta 32-35, ceva acolo. Normalul e de la 60 în sus până la 75. Și începeam să mă rog acolo, Doamne, ai milă de mine. Dar așa numai. Abia mișcam buzele. Eram așa. Știți cum e? În multe locuri psalm scrie oprire. Și noi de multe ori nu înțelegem ce înseamnă. Și chiar în psalmul acesta scrie oprire. Și după aia spune Dumnezeu, opriți-vă. Să știți că eu sunt Dumnezeu. Glorie Dumnezeu pentru că ne iubește. Pentru că ne-au credințat în mâna Domnului Iisus și scopul Lui să ne facă asemenea Lui, dacă nu ne oprim noi de bună voie, știi ce face El? Ne oprește El. Și când stai acolo, ai timp să meditezi, să fugeți la cuvântul lui Dumnezeu, la viața ta, la relația ta, la credința care o ai, că aici ai una, acolo e alta. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Dar în toate vreau să vă spun că Dumnezeu e credincios. Spune în Ioan 13 că a iubit ai săi până la capăt. Să știți că Domnul ne iubește până la capăt. Și dacă rămânem în ascultare, nu ne lasă. Diavolul îi ispitește pe om. Simțeam cum se duce viața din mine. Cum mă cuprinse în sudorile morți. Abia mai respiram. Eram prin harul lui Dumnezeu și sunt prin harul lui Dumnezeu. Și diavolul te ispitește chiar în ultimele alea momente. Să murmuri, să cântești, să te îngrijești de credincioșia lui Dumnezeu, de bunătatea lui Dumnezeu, să nu vezi în Domnul Răscumpărătorul tău, să nu vezi în El ceea ce e hotărât Dumnezeu să vezi. Dar vestea bună că Domnul e acolo, e adăpost, e sprijin și ajutorul care nu lipsește niciodată nevoie și tot îi spuneam, Doamne, ai milă. Nu mai să te rogi așa. Și a venit Duhul lui Dumnezeu și a zis, nu te rogi bine. Acum puteam să-i zic lui Dumnezeu că nu mă rog bine. A zis, Doamne, dar cum să mă rog? Voia lui Dumnezeu cu privire la voi este să-i mulțumiți întotdeauna pentru toate lucrurile. Amin. Dar și diavolul e acolo. Și să știți că diavolul e aici. El înregistrează tot. Și uneori noi nu știm ce s-o predicat, nu știm ce s-o cântat, nu știm ce s-o vorbit, dar o fofai la adunare. Și de multe ori simțim o cercetare, luăm hotărâri, mergem acasă și mâine tot așa suntem. Pentru că nu ne-am disciplinat și n-am învățat dependența de Dumnezeu și n-am înțeles că în casa Lui e casă de rugăciune și are prioritate în El, mărire Lui. Prezența Lui, voia Lui, planul Lui, hotărârea Lui, felul Lui cum lucrează El. Doamne, ajută-ne! Amin. Și am zis, Doamne, vreau să-ți mulțumesc, dar sincer cu tine, nu-i din toată inima. Că știu că trebuie să fie din toată inima. Și Dumnezeu să știi că te ia în serios. Și acolo să te ajute. Și Duhul Sfânt mi-a adus aminte Psalmul 103. Binecuvântează suflete al meu pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui. Binecuvântează suflete de Domnul și nu uita niciuna din binefacerile Lui. Și mi-au dus aminte cum s-a înturat de mine, cum o scot la pocăință, câtă răbdare, câtă bunătate. Și am început să-i mulțumesc așa cum puteam, cu masca pe figură, să-i mulțumesc pentru ceea ce am văzut cu ochii de carne, ceea ce am trăit. Dar știți ce făcea Duhul Sfânt?
îmi creștea credința în El. Aleluia. O văzut că mă trati, o văzut că slab, o văzut că neputincios, o văzut că trupul e slăbit, o văzut că Duhul e atacat, o văzut că sufletul e tulburat. Dar a venit El mărire Lui. Aleluia. La început atât de mare a fost Goliat, era mai mare decât clinica aceea particulară. Și tot mulțumim, și tot mulțumim, și tot mulțumim, că am avut timp, n-am avut unde să mă duc. Eram acolo, în pionezele lor. Și am mulțumit și dintr-o dată am primit așa o bucurie, așa o pace, și am zis, Doamne, îți mulțumesc și pentru asta! Chiar dacă nu înțeleg, eu știu că e pentru binele meu. Chiar dacă eu nu pot pricepe, ce bine este de aici, tu ești Dumnezeu. Tu ești adăpostul, sprijinul, tu ești mângâierea, tu ești totul, mărie ție! N-am ieșit dintr-o dată, n-am sărit de acolo, că eu asta vrea, după ce i-am mulțumit Domnului, după ce ne-am rugat, dintr-o dată Domnul să deschide. Nu, nu, tot acolo am fost, tot slăbit, dar aveam o bucurie și o credințare că toate lucrurile lucrează împreună spre binele lui Dumnezeu. Ăștia de acolo făceau, tu știi ce înseamnă padele, nu? Făceau probe cu padele, că ei se așteptau după literatura lor să mai fac un infarct și să mă duc. Dar Tatăl din cer o hotărât să mai rămân, ca să mă pocăiesc, ca să mă smeresc, ca să mă apropiu de El și să mai pot să sprijinesc pe unul pe altul, să fiu o mângâiere și o nădejde pentru cei ce trec pe aici. A doua zi, Domnul mi-a dat așa cunoștință că îi... că m-am înfrământat, era foarte greu. Ardea totul în mine. Aveam niște arcuri pe gata deasupra, o ieșit și pete mari. Și mi-am dat seama, zic, mă, e alergie. Domnul s-a durat de mine și am zis că e alergie. O venit, mi-a spus niște, că am urmărit ce provoca. Mi-a dat și ceva anti-alergice. Dar da, a venit iar. Eram la clinică particulară și omul de lângă mine a stat jumătate de oră în operație și a cerut 7.500 lei în 2010. Că a venit diavolul, nu mai aveam unde cădea, că eram acolo legat, eram pe pat. Și-o zis, măi, ăsta i-a cerut 7.500. Tu ai stat 4 ore și un sfert. Cine știe ce s-a făcut? De unde sunt bani? Dumnezeu este ajutorul, adăpostul și sprijinul nostru, un ajutor care nu lipsește din nevoie. Fraților, Dumnezeu e credincios. O sunat telefonul, pe silențiu seara. Și cu greu am ridus așa mâna, am pus la ureche și a spus așa o voce. Un frate care îl iubesc, un frate deosebit, și a zis așa, frate, la am auzit că ești acolo, la Mureș, ai făcut infarct și vreau să spun ceva. Nu te îngrijora de nimic, eu plătesc tot. Slavă Domnului! Am fost eu pocăit? Nu. Am fost eu bun? Nu. Am fost eu credincios? Și cine a fost bun? El. Slavă Lui, aleluia! El este credincios. Gloria Lui! El face rama și tot El o iară. El ne încearcă și tot El ne ridică. Știți de ce? Că vrea să ne pune toată nădejdea numai. Slavă Domnului! Vă încurajez. Nu știu ce aduce anul acesta și recomandarea care o am și cred că e din partea lui Dumnezeu. Dacă aveți acolo acasă surse, cu știi străine, care nu-s din ce, închideți-le. Nu vă mai preocupați de ele. Vă rog frumos. Toate acestea vă descurajează, vă duc îngrijorări, vă duc nemulțumări, vă duc tulburare, întristați și pe Duhul Sfânt și fiecare îngrijorare este dezonorit, dar e ca și cum l-ai dezonorat pe Dumnezeu. Adică ca și cum n-ai avea încredere că Dumnezeu ar putea rezolva problema. Vine criză și... Păi tata, el e la fârmă. Vine războaie. Păi Domnul a zis că trebuie să se împlinească. Că vine cu tare, vine cu tare. Vine Iisus, mărire Lui! Aleluia! Și asta ar trebui să ne bucure, și asta ar trebui să ne strângem familia, să facem altar, să strigăm către Domnul, să vedem ce mai trebuie să facem. Că dacă vine Domnul, El vrea să ne ducă acasă. Și nu mai am un braț și surori. Și când vă întâlniți la oaltă, când scrie acolo, când vă adunați la oaltă, nu numai pentru biserică, mai bine un frate, nu luați satul dintr-un capăt și în cărăl al capăt vorbiți de unul de altul, nu luați pe frații slujitori, nici pe cântăreți, nici pe cine o vorbit, ci luați-vă pe dumneavoastră și rugați-vă Domnului, Doamne, ai milă de mine, de casa mea, ai în vedere biserica, ai în vedere slujitorii, ai în vedere neamul, ai în vedere țara ta și rugați-vă Domnului. Aleluia! Se va schimba starea dumneavoastră, se va schimba și starea bisericii. Vreți, a?
Să înceapă cu fiecare dintre dumneavoastră. Să seara aceasta cu mine să înceapă. Slavă Domnului. Și când vedem lucrurile în felul acesta, nu mai căutăm vinovat. Că diavolul pe toți îi arată că sunt răi, că sunt nepocăiți. Și pe noi ne arată că, bă, dacă n-am fi noi, sincer, poate lucrarea lui Dumnezeu ne referă oricare dintre noi. Dar fără el nu merge. E tască o durat atâta. Vreau să vă încurajez. Domnul, stă bine. Am fost foarte rău după ce am ieșit. Am mai făcut un infarct la 6 luni. Deci într-un an de zile am făcut 3 infarcte. Pentru că așa suntem noi, îndărătnici. Și Dumnezeu are de lungă răbdare cu noi. Și vă mărturisesc. Mi-a fost foarte rău. Nu puteam nici mânca decât cu mici pauze. Am stat la etajul 1. Trebuia să mă urmez de 2-3 ori ca să ajung sus, acasă. La adunare nu puteam să mânc, că n-aveam mai suficient. Bă, Dumnezeu are soluții. Slam. Și vă încurajez. Țineți-vă de Scriptură. Este dintre voi cineva bolnav, ce să-ți facă? Slavă Lui! Este cineva suferință, ce să facă? Să chemă pe prespite. După ce ni s-a făcut ungerea, trebuie să fie Domnul. Mi-e mai bine. Slavă Lui Iisus! Deși, dacă mă duc acum la un cabinet medical și îmi face EKG-ul, eu cu inima, ca și cum aș fi în infarct. Acum. Așa mi este EKG-ul. Am văzut lucrul acesta, că am fost în câteva locuri și asistenta s-a tulburat și m-a făcut. Dar, Doamne, bine, stați liniște, că așa e. Dacă trăim, trăim prin Harul Lui Dumnezeu. Slavă Domnului! Și vă încurajez, dar dacă vreți ca Domnul să vă vindece prin frat, nu-i vorbiți. Rugați-vă. Amin. Postiți pe și mai mult decât atât. Să nu căutăm să ascundem lucrurile sub preș, să venim înaintea lui Dumnezeu, să ne mărturisim, că toate vor citi. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, ce face Dumnezeu? Avem părtășie cu El și ne curățește. Dar numai dacă vrem să umbli în lumină, cum El, și lucrurile care le știi, mărturisește-le Domnului. Și dacă n-ai scăpat de ele, Domnul vrea ca să mai stai de vorbă cu Sfântul. Și zice, uneori avem o doză de mândrie și Dumnezeu vrea, bravo, ne mai pocăiește, ne mai smerește. Tu te spune la fratele ce ești. Și așa e că e mai ușor. Doamne, ai milă să așa, dacă mă duc la fratele, dau un exemplu. Frate, știi? Da. Asta ne coboară, vedem unde suntem, dar vedem mare. Și știi ce e minunat? El nu are numai vorbe goale. El are vorbe pline de viață. Mărire Lui! Și n-ai vrea să strigăm în acesta cuvântul în inima ta, că Dumnezeu va împlini planul și lucrarea cu cei ce strâng cuvântul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să vă binecuvânteze, nu vă tulburați, aveți credință în Dumnezeu, aveți credință în Domnul Iisus. Și vreau să vă dau vestea asta bună, biserica este al Lui, familia, dacă o așezăm în mâna Lui, dacă noi stăm în ascultare de El, nu ne poate despărți nimic de dragostea lui Dumnezeu, care este Domnul Iisus Hristos, mărire Lui! Slavă Lui, aleluia! Decât dacă avem o inimă rea și necredincioasă. Dar ca să nu fie așa, noi venim înaintea lui Dumnezeu și o scoatem tot timpul. Cu cuvântul, cu rugăciune, dacă nevoie de mărturisire și vrem să fim tăiați împrejur, vrem ca noi să locuiască Domnul Iisus Hristos și oamenii din jur să vadă că suntem copiii lui Dumnezeu și în locul acesta când vor veni, vor cădea cu fața la pământ, aici se vor vindeca bolnavi, aici se vor ridica păcate, aici vor fi mântuiți, pentru că casa lui Dumnezeu este pe numele Lui. Amin.